Bună ziua tuturor, încă o dată. Astăzi Ministerul Educației anunță despre organizarea unui eveniment inedit dedicat zilei limbii române, și anume organizarea evenimentului Marea Dictare Națională. Pe data de 31 august așteptăm toți doritorii să participe la acest eveniment, care se va desfășura în scoarul Teatrului Național Operă și Balet. Mizăm mult că vom reuși să avem un număr de cel puțin 500 de participanți. Sunt bineveniți toți doritorii, cadre didactice, elevi, studenți, reprezentanți ai diferitor profesii. Doritorii de a participa se pot înregistra pe pagina Ministerului Sănătății mec.gov.md pentru a se înscrie la acest eveniment, și în funcție de numărul de locuri disponibile îi vom contacta pentru a-i confirma participarea. Finaliștii Marii Dictări Naționale vor fi premiați la începutul lunii septembrie. Textul propus participanților la dictare va fi selectat din rândul câștigătorilor unui concurs de eseuri la tema de ce Republica Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene. Totodată, textul va fi completat și de un capitol dedicat limbii române nemijlocit. Subiectul eseului, de ce Republica Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene, nu este ales întâmplător. Acesta reflectă în totalitate aspirațiile noastre europene și este o modalitate de a reafirma că Republica Moldova trebuie să devină țară membru a Uniunii Europene, că avem potențialul de a contribui și consolida participarea noastră în marea familie europeană. Și bineînțeles că la finalul acestui an sperăm mult să reușim să deschidem negocierile cu Uniunea Europeană, și inclusiv în acest context a fost ales titlul eseului. Concursul de eseuri la subiectul menționat este deschis până pe data de 24 august la orele 00. Eseurile urmează să aibă cel mult 500 de cuvinte. Textele care vor fi prezentate vor fi evaluate de o comisie formată la Ministerul Educației, urmând să fie desemnați 5 finaliști. La evaluare se va ține cont de complexitate, argumentare, originalitate, corectitudine lingvistică și creativitate. Câștigătorii concursului de eseuri vor fi premiați în cadrul evenimentului de deschidere a Marii Dictări Naționale. Eseurile vor fi transmise începând cu ziua de astăzi, încă o dată, până pe data de 24 august, la adresa dictarea@mec.gov.md. Rezultatele concursului pe categorii de vârstă vor fi anunțate pe data de 29 august, primele 5 eseuri urmând să fie premiate cu vouchere pentru cărți. Respectiv, încă o dată, invităm toți cetățenii să se înscrie pe pagina Ministerului mec.gov.md pentru a participa nemijlocit la evenimentul Marea Dictare Națională, care va avea loc pe data de 31 august în scoarul Teatrului Național pentru Operă și Balet, începând cu orele 10. Așteptăm aproximativ 500 de participanți. Totodată, cei care vor să transmită un eseu la subiectul indicat de către minister o pot face pe adresa electronică dictarea@mec.gov.md, urmând ca cel mai bun eseu să facă parte din textul nemijlocit care va fi dictat pe data de 31. Vă mulțumim și vă așteptăm pe toți la Marea Dictare Națională. Mersi. Dacă aveți întrebări. Spuneți-ne, acest eveniment este un exemplu și altor state europene, dar ce valoare are el în Republica Moldova? Este o premieră totuși. Și ce va mai cuprinde evenimentul? Evenimentul va cuprinde nemijlocit ceremonia de premiere a celor care au transmis eseile și s-au dovedit a fi învingători, și nemijlocit dictarea, care o planificăm să o transmitem și la Postul Național de Televiziune, la radio, urmând să publicăm răspunsurile corecte, în așa fel încât fiecare cetățean, în esență, își poată autoevalua nivelul limbii române. Pentru noi este un mod inedit de a celebra Ziua Limbii Române și sperăm noi să devină o tradiție din an în an. Poate încă găsim foarte multe cărți de limba
Și asta este adevărat. În același timp, Ministerul anul ăsta a lansat Planul Național pentru Studiul Limbii Române și ne bucurăm foarte mult să avem peste 6500 de cetățeni care și-au manifestat interesul pentru a studia limba română și sunt astăzi încadrați în program. Credem că este foarte important să oferim oportunitatea pentru Alolink, pentru cei care nu vorbesc astăzi limba română, să o învețe și ne bucurăm că ne-a reușit să identificăm resurse, circa 10 milioane de lei anul ăsta, pentru a finanța un program național de studiere a limbii române, care cred că este cel mai bun omagiu pentru limbă. Mulțumim! Mersi tuturor!